Familia Sterp criticată dur de internauți. Ion Șmecherul a murit, iar voi petreceți. Familia Sterp criticată dur de internauți. Miercuri seara, Iancu Sterp le-a dat o veste tristă urmăritorilor săi din mediul online. Fostul concurent de la Survivor a anunțat că Ion Șmecherul, băiatul care le aducea zâmbetul pe buze tuturor, s-a stins din viață. Internuații s-au împărțit în două tabere și au criticat pe membrii familiei Sterp. Familia Sterp criticată dur de internauți. Ion Șmecherul a murit, iar voi petreceți. Familia Sterp criticată dur de internauți. Ion ciobanul care apărea în clipurile video postate de frații Sterp, s-a stins din viață. Bărbatul a impresionat prin corectitudinea sa, prin glumele sale, dar și prin modul lui simplu de a trăi viața. Din păcate, Ion a avut un viciu care l-a ucis, băutura. Miercuri seara, Iancu anunța pe rețelele de socializare că Ion a plecat dintre noi. Internauții au fost șocați de vestea primită, reacționând la postarea lui Iancu. Cu toate astea, un clip video postat de culiță pe TikTok ei avea să aducă multe critici, atât lui cât și familiei sale. Artistul a postat în urmă cu Putin timp un filmuleț pe TikTok ei în care apare alături de mama și frații săi la masă, în timp ce filmau pentru un videoclip. Frații lui Culiță împreună cu mama Geta și iubita artistului păreau extrem de fericiți de momentele petrecute împreună. Acest lucru le-a adus multe critici din partea fanilor. În timp ce unii internauți au felicitat pentru familia frumoasă, alții au fost de părere că membrii familiei Sterp petrec în timp ce Ion se află în sicriu. Mai mult, mulți utilizatori l-au întrebat pe culiță de beni, băiatul pe care mama Jeta l-a luat sub aripa sa. Ion șmecherul a murit, iar voi petreceți, lipsește Ion șmecherul, ei stau și se distrează și omul ala a murit. Nu le interesează după ce le-a muncit atâta. Doamne, ce oameni crezi că îl doare burta de el? Eu cred că nu, tu te distrezi și de Ion șmecherul nu-ți pasă, în timp ce voi erați aici, Ion se zbătea între viață și moarte, au fost doar câteva dintre comentariile internauților la postarea lui Culiță Sterp. Ulterior, fanii și-au dat seama că filmarea a fost făcută înainte ca Ion să moară. Culiță și Ian Sterp l-au ajutat pe acesta să-și construiască o casă, iar anul trecut le-a prezentat internauților tot procesul de construire a locuinței. Visul lui Ion se îndeplinise cu puțin timp în urmă, după ce și-a construit casa mult visată.